Bine v-am găsit, săgerători. Voi face I Ching-ul pentru perioada 15 octombrie-15 noiembrie și voi începe cu resursele. Doi de 2 și un 3. Deci 2, 3, 2, 7. Yang tânăr. Doi e trei și un doi. Trei, doi, trei. In tânăr. Doi e doi și un trei. Șapte. Ian tânăr. Prima trigramă. Doi, trei, trei. Deci trei, doi, trei, opt. In tânăr. Trei, trei, doi. Opt. In tânăr. La fel. Deci, trigramele componente. Avem jos este Li, sus este Kun. Kun cu Li ne dă 36. Minghi. Asta însemna lumină rănită, întunecare. Treizeci și șase. Minghi. Lumina rănită, întunecare. Trigramele componente, sus Kun, pământ, feminin, pasiv, receptiv, jos Li, foc, strălucire, frumusețe. Sentința Minghi sugerează faptul că în condițiile pe care le prezintă va fi avantajos de a înțelege dificultatea poziției și de a menține o corectitudine fermă. Trecerea luminii în întuneric, corectitudine fermă contra împrejurărilor vitrege, va fructifica. Comentariu, simbolul, pământul și cel al strălucirii, intrând în mijlocul său, sugerează ideea de Ming-i, strălucire ascunsă ori obscură. Trigrama internă e desăvârșită și strălucitoare, cea externă fiind docilă și supusă. Argumentul regelui a fost cel al cuiva care cu aceste calități a fost implicat în dificultăți mari. Va fi avantajos de a înțelege dificultatea poziției și de a menține o corectitudine fermă, adică persoana interesată să își ascundă strălucirea. Argumentul contelui Dechi a fost cel al cuiva care, cu toate dificultățile casei sale, a fost capabil totuși să își mențină scopul și mintea corecte.
De data aceasta, soarele a trecut sub orizont. Hexagrama poartă imaginea întunecării. Vor apare greutăți, obstacole. Forțele întunericului josnice indică instinctele rele. Se întăresc, înțeleptul este ajutat nu numai de știința sa, ci și de inima sa statornică. E important de a găsi motivul real din spatele greutăților ca să ne putem folosi corespunzător forțele. E corect să învățăm de la cei mari ai timpurilor trecute cum au realizat și cum au rezistat în încercările pe care le-au avut. Marele simbolism, simbolul pământului și cel al soarelui, strălucitor, intrând în el, formează minghii. Omul superior, în concordanță cu acesta, își coordonează administrarea oamenilor, își etalează inteligența, ținând-o ascunsă. Vom merge mai departe la relații. Avem 2 de 2 și un 3. 2, 3, 2, este un 7. Yang tânăr. Doi, doi, trei, la fel. Un yang tânăr. Șase. Doi, doi, doi. Este in schimbătoare. Dar tot o linie fermă este. Ah, s-a dus. Doi este. Doi, trei, doi. Doi, trei, doi. Este un șapte. Yang tânăr. Începem cu un yang tânăr, trigrama superioară. Trei, trei, doi. Deci este un opt. In tânăr. Un in tânăr. Ultima linie. 2, 2, 2. Este un 6. In schimbătoare. In schimbătoare. Deci avem Kian. Și un Li. Li cu Qian este un 14. Daiu, posesie mare, abundență. Deci, daiu. Posesie mare, abundență. Trigramele componente, sus Li, foc, strălucire, frumusețe. Jos Qian, cer, creativ, masculin, activ. Sentința Daiu indică faptul că în circumstanțele pe care le implică va fi progres mare și succes. Proprietatea abundență, succes zdrobitor. Comentariu. În Daiu, linia slabă ocupă locul de onoare. Este
centrală, iar liniile tari de deasupra și de dedesubt îi răspund. De aici și numele hexagramei, Daiu, având ce este cel mai mare. Atributele trigramelor sale componente sunt puternice și vigoroase, elegante și strălucitoare. Linia conducătoare în ea răspunde liniei conducătoare din simbolul cerului și, în consecință, acțiunea sa cu loc exact la timpul propriu. În acest mod se spune că indică un progres și succes mare. Această hexagramă este imaginea finalizării corespunzătoare a dezvoltării, a bogăției, libertate mare, vigoare, împrejurări clare, posibilitatea dorinței și deciziei libere. Cel rău poate fi învins. Există speranțe din plin pentru îmbunătățire. Înțeleptul, prin acțiunile sale executate la timp, îi înlătură pe cei dăunători, își validează dorința care este în armonie cu darul cerului. Marele simbolism, simbolul cerului și deasupra cel al focului, formează Daiu, omul superior. În concordanță cu acesta, reprimă ce este rău și dă distincție la ce este bun, în înțelegere cu natura excelentă, conferință de cer. Deci, un aspect care am zice cu ceea ce se îmbină, deci o îmbinare bună cu cerul. Acestea au fost relațiile. Voi merge mai departe la sănătate. N-am decât să termin, cu toate că nu eu am dat drumul la muzică, cred că oriunde m-aș duce se aude. Deci, prima linie este 2, 3, 2. Deci este un 7, un yang tânăr. Începem cu un yang tânăr, o linie continuă. 3 de 3, un 9, este un in tânăr, in tânăr. Doi, 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 deci 6, este in schimbătoare. În schimbătoare, prima trigramă, a doua trigramă este 3, 2, 3, 3, 2, 3, 8, în tânăr, în 3, 2, 2, 2, deci un 7. Yang tânăr. Trei, trei, trei. Nouă. Yang schimbătoare. Acum să vedem trigramele componente. Și avem sus, deci jos, trigrama inferioară este Li. Trigrama superioară, Can. Can și Li dă un 63. Noi avem 64, deci 63. J, J. Terminare.
Deci sus avem can, apă, groapă, pericol, jos, li, foc, strălucire, frumusețe, sentința, ji, sugerează progresul și succesul în lucrurile mărunte. Va fi avantajos în fermitate și corectitudine, va fi noroc bun la început, la sfârșit poate fi dezordine. Terminare, succes în cauze mărunte, dreptate aduce rezultate bune, început norocos, sfârșit dezordonat. Comentariu. Jiji sugerează progres și succes în lucruri mărunte. Progresul și succesul vor exista, dar numai în lucruri mărunte. Va fi avantajos în fermitate și corectitudine. Liniile tari și slabe sunt aranjate corect, fiecare la locul potrivit. Va fi noroc la început. Linia a doua, slabă, este în poziție centrală. La sfârșit este o încetare a efortului, iar dezordinea crește. Calea ce duce la regularitate și ordine este acum eliminată. Hexagrama sugerează foc sub apă, ceea ce cu de la sine putere nu poate rămâne astfel. Echilibrul instalat necesită o mică întreținere pentru a ne menține. Înțeleptul ia măsuri de protecție și înainte întinde mâna cu precauție spre lucrurile tulburi. În mare, lucrurile sunt aranjate. Acum este actual rezolvarea problemelor mărunte. Elanul inițial se va doza în funcție de acestea, deoarece orice exces se poate transforma în izvorul altor probleme. Marele simbolism, simbolul focului și deasupra lui, cel al apei, formează Jiji, omul superior. În acord cu acesta se gândește la răul care poate veni și să apară gata, pregătit împotriva lui. Aceasta a fost pentru săgetători. Vă doresc numai bine!